Andrei Stariu se vrea super erou. Azi, la Teo, aflați cum va salva artistul planeta și cât de șocantă este noua transformare. Pentru telespectatorii noștri care nu s-au născut alaltăieri și ieri au stat în casă, aduc aminte faptul că la televiziunea română de altă dată prezenta o doamnă celebră de atunci, doamna Sanda Țăranu. Doamna Sanda Țăranu, cunoscută publicului telespectator, mă aude la un moment dat vorbind la telefon cu Mihai Trăistariu. Și mă oprește și zice, nu-l cheamă Trăistariu. Dar cum îl cheamă doamnă? Trăistariu! Îl întreb și pe bietul băiat. Zic, mă puiule, cum te cheamă? Trăistariu. Uite ce zice doamna Țăranu, că te cheamă Trăistariu, la care el, plin de bun simț, cum îl știi, mă cheamă cum vrea doamna. Doamnelor și domnilor, Mihai Trăistariu! Bună seara! Salut! Ne-ai venit! Poftiți de luați un loc, Mihai Trăistariu! Roșu, verde, galben sau mov? Cum vrei! Asta e flacăra așa, aia e cu roșu. Verde că e pozitiv, e poți să-ți bași și sub fund. Pot? Așa mic sunt? Nu, dar mă gândeam că tocmai am avut un invitat care a dorit. A dorit așa? Da, în curând v-am plinit 2 ani, așa că se acceptă orice. Iar o luăm cu Eurovision. Iar o luăm, ca data trecută. Ca data trecută. Că tot așa am pornit, premieră la Teo, Tornero, câștigător. Și mi-am creat o superstiție. Fix după 10 ani mi-am creat această superstiție. Dacă Tornero s-a lansat la Teo Trandafir, Paradisio se lansează la Teo ca să câștigă Eurovisionul mare. Acum țelul e mai mare. Doamne ajută! E mai greu. Ajută. Da? Nu e imposibil. Se aud niște zvonuri că încerci să fii acest avatar, acest schimbător de destin al planetei, acest mesia cu sau fără A. Da, Messi. Da. Trebuie să vii la Eurovision cu ceva inedit. Da. Și am tot căutat în 10 ani, îți dai seama. Te gândești, băi, ce ar putea lua ochii? Au pentru venit că o fel de animalele, pământul, ai văzut o fel de drăcovieni. Da, păi, dar și în anul meu a câștigat lor de o trupă din Finlanda, niște monștri, vă amintiți, cu flăcări. Cu rock. Nu știu, dar au câștigat, lumea i-a votat. Deci dacă ești un pic țăcănit. Dacă ai ceva ieșit din tipar, ai șanse să câștigi. Și atunci eu am înțeles. Da, Concita vârsta aia. Nu-i așa? Dar ce, n-a venit șoc? Păi tu știi, cu o lună înainte de Eurovision, când a luat Concita, da? Cu barbă. Toate știrile prezentau românii la știri. România se înscrie la Eurovision. Austria trimite o femeie cu barbă. Deci reclamă mai mare n-ai exact, avut. Da? Deci exact. Trebuie să fii isteț. Trebuie... Bineînțeles. Da? Și te-ai gândit și atunci tu. Am zis, băi, Paradisul ăsta are textul, mesajul, cu univers, cosmos, planete, science fiction. Ea e o ființă. Să nu uiți să ne zici ce zice textul după aia. Așa. Da, nu, vi-l zic acum. Așa. Mesajul piesei pozitiv, optimist. Titlul l-am visat întâi, culmea, da? Piesa a venit așa, e făcută de 3, Dumii Pădure, eu Robi G. Dar întâi mi-a venit titlul într-o noapte și dimineața zic, băi, Paradisio, ce frumos sună. Și de acolo am pornit textul. Mesajul e simplu și pozitiv. Paradisio e o ființă supremă din univers, care împarte dragoste, fericire, liniște, pace în lume, că până la ora asta sunt mai războaie, da, peste tot. Și atunci toată lumea caută Paradisio. Noi cu toții căutăm fericirea, țelul suprem care e. Iubirea, ca înțelegerea, pacea, liniștea, da? Da. Și eu călătoresc erou neînfricat, Mihai din clip, da? Pleacă în căutarea lui Paradisio, prin cosmos. Și plec și întâlnesc, exact ca în Star Trek, întâlnesc pe drum, da? Așa în clip, generație de extraterestre. Și eu sunt un klingonian, pe acolo, unul din Țara de Gheață. S-a lucrat la machiajul ăsta prostetic, Alina Bedeleanu, cheamă pe fată, și a lucrat excepțional de 7 ore. Să știi că e ușor klingon, ai dreptate. Da, e klingonian. Așa am cerut, zic, vreau un klingonian, vreau un extraterestru dintr-o planetă înghețată și unul cu chelie, mi-au pus o mască așa. Dar de ce ți-a venit tocmai asta? Adică de ce vreau chelie? Nu, i-am cerut tocmai tu să vrei chelie, tu care vrei păr. Care vreau păr, da. Știi? Păi mi-au scris unii, păi tu care trei implanturi, păi lasă să mai bulbersăm pe oameni. Am căutat să fie ieșit din tipar și eu cred că prin videoclip deja reușesc și show-ul live, care va fi total diferit de clip, are iarăși ceva spectaculos, aici cu mișcare multă, pentru că trebuie dinamică, e piesă ritmată, o să aibă și remix de club și am căutat să punctăm mai bine mesajul piesei. Unde se întâmplă anul ăsta Eurovision? În Suedia, la Stockholm, pe 10, 12, 14 mai. Uh-huh. Doamne ajută! Cu ce trupă pleci?
Trupă? Ce înseamnă trupă? Trupă de dansator, că ai zis că ritmat, că nu știu ce, că coreografie. Păi mă ia pe mine coregraful, în primul rând, și de acolo mai vedem. Asta e ce... Aș vrea să nu dezvălui, da, pentru că aici e ceva interesant, dar e ieșit din comun la fel și o să fie un show, pentru că live-ul contează. Videoclipul e doar o apariție care se pune după aia pe YouTube, ca lumea să asculte piesa. Dar el are deja, o să iau puțin și din clip, dar o iau pe Paradisio, că ea e faină, am chelit-o și pe ea, dar arată bine că are un cap rotund. Ea e Paradisio, deci pare, da, Paradisio e un personaj care apare. Dacă vrei, poate fi chiar Dumnezeu, am zis eu, da? Al cincilea element, cum ar veni. E cea mai cea din univers, toți o căutăm și ne rugăm la ea și ea ne împarte iubirea, fericirea, pacea. Regulamentul Eurovision spune că ai voie doar 6 membri pe scenă, da, cu tot cu tine, nu? Da, așa sunt. Nu s-a schimbat nimic. Bravo, nu s-a schimbat. Mă. Și de la 16 ani sus. Uite cum își aranjează ăsta apele în emisiune. Te gândeai cu dansă. Cu cine mă iei? Da, 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 dar tu mai faci coreografii, chestii? Normal. Eu fac berry dance. La botez, de divorț, în mormântări, mă sunați. Întreruperi de moți. Da, întreruperi de sarcine, da, de-astea, de orice, noi venim, nunți. Doar o clipă, să-l mai întrebăm și pe invitatul. Da, dacă... da, 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 am făcea reclamă. Da, am observat. Dacă m-ai anunțat. Am observat. Bursucu SRL. Este adevărat că s-a schimbat regulamentul, însemnând că nu mai există juriu? Există juriu pe semifinală, o să aleagă juriu 4, 12 piese intră în concurs, din toate înscrisele. Ca pe vremuri. În semifinală, 4 piese sunt alese de juriu, 2 de public, da? Și asta e interesant, iar la finala mare, numai publicul decide. Ceea ce e pe de-o parte ok, pe de-o parte nu știi. Pentru că nu-mi dau seama dacă publicul alege pe popularitate, pe piesă, asta, pe valoare, pe voce. Ei nu știu ce urmăresc. Un om de acasă votează cu SMS. Exact. Dar ei vede, trebuie să înțeleagă că trebuie să ai tot pachetul. La Eurovision trebuie să-ți placă întâi piesa. Eu am stat 10 ani să aștept piesa asta. Deci am vrut în fiecare an să mă înscriu, dar nu găseam o bombă. Și anul ăsta am ascultat-o la început înregistrat, am cerut părerea unor prieteni și mi-au zis așa: "Păi tu știi că e mai bună ca Tornero?" Mă, și mi-a zis unul, mi-au zis doi, zic: "Băi, dacă au zis așa, înseamnă că o să fie mai bine ca la Tornero." Ori acolo a fost un rezultat super și zic: "Hai să încerc." Diferă sound-ul, poate că pe strofe e mai lent, poate pe refren e super ritmată, dar trebuia să difere, nu vreau să vin cu o copie. O chestie lineară. Întrebarea mea este, e adevărat că ai atâta încredere în piesa asta încât ți-ai pune casa la vânzare ca să poți să... Au scris ziarele și au greșit un pic. Eu le-am zis așa: Ruslana, când a câștigat, a declarat în presă că și-a vândut casa ca să-și facă promovarea pentru Eurovision. Și ei au zis pentru atunci ziariștii. Cu ce era? Cu Wild Dances? Cu Wild Dances, exact. Mamă, frumusețe. Foarte fain, ritmată, zbuciumată. Dar îi trebuia promovare și a vândut săraca. Dacă o fi fost nu doar promovare, nu doar de PR. Și eu am zis, dacă aș fi în stare și eu, deci nu m-ar deranja dacă știu că e nevoie, doar că eu am investit din buzunar, mai aveam și eu după la concert, niște bănuți. Care-i, și... care-i miza? Să zicem că îți vinzi casa, să zicem că reușești să câștigi, pleci la Stockholm. Să știi că forma... poate să nu se întâmple nimic. De exemplu, nu vreau să zic de colegii din România care într-adevăr n-au pătruns apoi internațional, dar Tornero, după 2006, ani la rând a colindat topurile internaționale, pe radio și în cluburi. Și ajunsesem, mă sun, Fuidu, că suntem la Ibița și ascultăm Tornero. Deci era fantastic, dar eu nici nu sunt prieten cu Fuidu. Mi-a căutat telefonul să-mi spun omul. Și am zis, băi, ce înseamnă o piesă de Eurovision, după Eurovision. Deci Eurovision îți poate schimba cariera, internațional vorbind. Ori eu am zis așa, înseamnă că glasul meu merge afară, că poate să nu-ți meargă glasul. Dar poate nu e pentru internațional. Și zic, deci le place, deci trebuie să mai vin o dată internațional cu ceva mai bun. Pentru că acum e și competiția mai mare, toate țările își trimit ce au mai bun, da? Și pachetele, show-ul e foarte fain, anul trecut ați văzut proiecțiile alea, câștigătorul Suedia a fost fantastic gândit. Ei, și miza care e? Încerc să rup mapa mondul în două, că de fapt, de ce vreau eu Eurovision? Nu doar ca să fac României un bine, că oricum asta e țelul principal, vreau să aduc României în locul întâi, pentru că eu cred că se poate. Și în fiecare an se spune, noi nu suntem în stare, noi nu putem, dar de ce să nu putem? Păi, dar Luminița, Paula și cu mine am adus cele mai bune rezultate. Nu prea am avea unde să-l organizăm. Dar de ce? Și asta se spune și eu iar nu cred. Păi și unde poți să-l organizăm? Am fost în Finlanda în 2007, m-au chemat și au organizat un pe stadion. Pe care stadion? Că n-avem stadion. Ai răbdare. Au luat un stadion și timp de un an de zile, că ai un an la dispoziție, dar după ce ai câștigat, să-l faci. Noi n-avem aprobare, Iisus, să joace Steaua. Pe Columbeanu, pe toată lumea sunăm, domne, avem nevoie de un stadion bombă. Avem stadion de 220 de milioane de euro închis. La acoperi frumos. Că n-avem aprobare pentru acoperiș. Apropo de indignarea de Eurovision, dar mi se pare și nu numai mie. Adică știi că stadionul a fost făcut și din banii tăi. Auzi, ăsta micu are senzația că îi dă Columbeanu bani să facă stadionul. Deci sunteți amândoi pe totul altă și Columbeanu. Pe altă planetă, păi suntem în Eurovision este un show care ți
îți necesită foarte mulți bani. În ziar scriau că ai investit undeva la 25.000 de euro. Păi din septembrie mă preocup de la piesă, costumații, dansatori, ce acum machiajul, dacă vă spun că a costat, machiaje prostetice, adică măști construite pe mulajul feței mele, am văzut pozele în promo, dacă m-au pus pe jos, mi-au luat mulajul ca să fie construite pe forma capului meu. Până și mulajul ți l-au luat, da. Nici ăsta nu ți-a mai rămas. Lasă, păpuși, lasă, că crește la loc. Aș putea să fac o statuie din ceară cu mulajul ăla, mă gândeam acum. La ce preț ajunge un mulaj de genul ăsta și machiajul? Eu voiam să întreb același lucru, doar că, puțin diferit, cât timp îți ia ca să realizezi un asemenea machiaj? Costă câteva zeci de mii de lei. Eu am făcut 4 măști speciale și 7 ore jumate a durat numai machiajul și punerea măștilor. Când am filmat videoclipul, 2 zile s-a filmat. Și am avut-o și pe fata asta, Paradisio, și pe ea am chelit-o, i-am făcut tatuaj pe cap. Bine, ea și-a dat drumul la păr, ulterior. Dar e cum și-a dat drumul la de toate și după aia a pus o mască. Dar ea în clip e cheală, dar nu s-a tuns zero. Fabulos. Așa se practică. Și atunci va trebui toate machiajele astea și toate măștile astea montate? Nu o să fie la fel. Show-ul live diferă. Asta. Dar bineînțeles că folosesc tot ceva machiaj prostetic pentru că e spectaculos, nefăcut la Eurovision. Că eu caut să nu mai fie făcut, da? Să fie nou și o să vin cu altceva. Nu și cu altă formulă de show. Acum lucrurile se vor afla? Da, n-am dat pe Facebook. Astea le-am tot spus. Că o să vin cu ceva inedit, dar nu spun ce și cum. Că dansatorii ăia sunt altfel, adică e mai interesant. E nefăcut la noi în țară, la fel, și cred că nici în Europa nu prea am văzut ce vreau eu să fac. Adică asta caut. Dansatorii e show live. Oricum tot ce contează e show live. De azi o să apară videoclipul pe YouTube, dar videoclipul doar ajută piesa ca promovare, dar nu înseamnă că el va conta. Contează 3 minute live, cum cânti, cum te prezinți și, da? Și în România și în Suedia. Și atunci trebuie să iau ochii în ala 3 minute, trebuie să mă concentrez. Am trecut prin asta în 2006, am avut succes, poate neașteptat, eram un copil atunci, necopt. Mi-a mai și murit mama, mai țin minte, a doua zi. Am venit la tine în emisiune, după ce am câștigat și plângeam pe aici. Am încercat să o salvăm, n-am reușit. Dar, știi că zicea unii atunci presa că să faci un schimb. Îți dă ceva, mi-a dat succes și mi-a luat altceva. Și mi-a luat-o pe mama și mă gândeam într-o zi, acum mă bat peste public așa. Zic, Doamne, dacă reușesc anul ăsta, ce naiba mi-o mai lua? Nu s-a luat. Ați 100 de euro din buzunar, ce mi-i dă? Telespectatorii noștri care nu știu despre ce e vorba, eram cu Mihai în emisie și la un moment dat, din senin, Mihai începe să plângă în direct. A fost una dintre cele mai ciudate întâmplări pe care l-am putut traversa. L-am traversat asta împreună. După emisie mi-a povestit că mama lui e într-o situație foarte complicată. Era în comă, n-aveam de unde să știm asta, undeva la Piatra Neamț. Și am reușit împreună să ne mobilizăm și să facem în așa fel domnul încât... Domnul Raed Arafat, cu toată redacția, nu știu ce, era am adus-o la București într-o viteză. Dar s-a trezit și te-a văzut, ceea ce am pentru fost la a fost ea, esențial. Am ținut-o de mână și na, s-a stins. Dar a văzut Eurovisionul, deci cu seara de Eurovision din spital, da, s-a uitat, a văzut momentul de glorie și... Uite, iar lăcrimez. Asta e. Important e că acum nu mai are ce să se întâmple. Nu. Bine, eu glumeam, dar numai de bine. Un flash. Zic, băi, dacă chiar se face așa un schimb în universul ăsta, chiar trebuie să dăm ceva la schimb ca să avem succes? Da, tu ai dat. Pentru că eu vreau ai dat loc efort. Întâi stai mare. Puțin, da? Stai puțin, zic, stai puțin. Tu ai plătit în avans, cum se zice. Nu? Ai suferit, ai muncit, ai prestat, ai plătit, ai gata. Nu te mai gândi la rele și nu îți mai vine să plângi deloc, gata. Trecem mai departe. Ce vrei, bursucel? Eu am pregătit, pentru că Mihai este foarte talentat, câteva voci celebre ale lumii care fac în conjurul lumii și Mihai știu că le imită Pavarotti. Foarte, foarte bine. Gen, dar Pavarotti nu e. Emi copil, n-are, nu. Cum spunem noi, lapte praf, nu merge. Da, nu, am ceva la superlativ, din univers. Și vreau să văd dacă Mihai ar putea să reproducă ceea ce auzim. Sunt niște voci rare, vă rog mult de tot, atenție, vocea sună cam așa. Ce ai făcut, mă? Mulțumesc! Cum să faci așa? Ăsta nu-i Pavarotti, nu, da? Ăsta este corul de broaște de pe lacul Mori. Zic cu o, corul de broaște. Corul? Da, de broaște. Am înțeles. Și eu trebuie să încerc, nu? Da, cum să faci? Da. Mai dăm o dată să mai auzim. Cum să faci, mă, așa? Atenție, broscuța. Deci tu îl pui pe viitorul câștigător al Eurovisionului să-ți facă... Rămâne în istoria asta. Mihai, ia. Stai, nu știu, ia. S-a potrivit, nu? Atenție, mergem la solistul. Ia, mai dăm o cântăreță celebră. Aoleu! Ah?
Ok, stop. Agresiv moment, agresiv. Deci pisici în călduri, nu? Pisici în călduri, da. Nu, sunt în călduri, sunt într-o situație agresivă. Sunt nervoase. Un moment... Păi, dragă, e în călduri, că a stat pe calorifer. Stai că... Gata, suficient, tot! Vai, stai și eu îți fac finalul. Cred. Stimațele spectatori, pe jena pe care o resimt în această emisiune de largă respirație culturală. Mai avem ceva, vă rog. Vine interpreții și face ca animalii pământului. Deci, sunt gigime care toată țara mă cunoaște. Hai, mă, și un celebru de la oaia care paște iau. Bă, m-ai înțeles? Mihai, dacă ești bun, te iau la palat. Ia, gata, mă, cu oile mele. Ia, Mihai. Seamănă, nu? Nu că seamănă, e perfect. L-am luat. Asta mă și sperie îngrozitor. Adică ce vrei să insinui? Mai avem, fii atent, atenție. N-am, de unde, că ești un berbec. Stop. Băi, deci cine mi-a pus poza de bune filmă? Stai că eu fac pe sorsa. Să-i dau răspunsul? Da, ia. Da? A fost un dialog. A fost un dialog. Mai avem ceva? Băi, gata, băi. Ce e asta, mă? Nerevastă. Să-l potolim un pic. Da, e armăsat. Am scuipat micul. Da, am înțeles. Este partea a doua. Este. Atenție, trecem la găini. E suficient? Mihai, găină? Aia e dintr-un incubator ceva? Da, e stresat un pic. Fac o găină mai moldovenească. Da, o găină de piatră. Altul fel, alt neam de găină. E Donald, Mihai. Și pe Donald îl fac, stai. Nu știu ce am zis, dar am zis. Spune-te rog, toate lucrurile astea le-ai învățat? Am făcut actorie. Din prea mult timp liber? Nu, am făcut actorie și m-am mai jucat, deci m-ați nimerit, a? Sau știați voi ce? Atenție, mai am unul singur pentru toți prietenii mei. Zile, bă! Ce e asta? E un cățel! Primul era pe baterie. Ok, suficient. Da, oricare dintre cele... Ce dobitor, nu cred. Asta se ceartă pe el. De ce este un cățel de mici dimensiuni? Da, e unul mic, așa. E unul mic, îl purta Paris Hilton. Mic, la buzunar, nu știu cățel de buzunar. Da. Foarte... Ți-am zis că are talent. Ne întoarcem un pic pentru final la piesa Paradiso, care îți va aduce succesul. 1. Dacă nu câștigi, cam care va fi pe o scară de la 1 la 10 dezamăgirea ta? Un caz la 1000. Am citit Zodiacul întâi. Săgetătorul. Da. Are în 2016 cel mai bun an, care vine din 12 în 12 ani. Dragonul, la chinezesc, are cel mai bun an odată la 12 ani. Și zic, băi, e anul meu, 2016. Și într-o zi o văd pe Carmen Hara la o emisiune. Îi trimit un mail, am găsit mailul din greșeală. Mamă, Carmen Hara, și mi-a răspuns înapoi, succes maxim. Și zic, băi, toate astrele zic că eu voi câștiga. Îmi trebuie doar o piesă bună. Ceea ce cred eu cel mai mult este că Paradiso e o piesă foarte bună. Nu contează clipul, nu contează ce se întâmplă în jurul ei, dar ca piesă închegată, are refren comercial, hit, are vocea, o să vedeți, am 5 octave în piesă. Asta zic și am tot ce trebuie, am o notă lungă, am un robot în clip, o să vedeți. Mi-o măsoară cât țin, cât ridic, 5 octave, o notă lungă, cum fac eu de alea pe la Da. Și am băgat tehnică vocală, am băgat comerț, deci trebuie să aibă un pachet, piesa, voi totul, e concurs de creație în final, da? Și am zis, dacă piesa e perfectă, show-ul se construiește din mers. Noi murim de curiozitate aici. Hai să ascultăm mai bine mare piesa. Mare grijă, te rog să te crezi în piesa ta, nu în Carmen Hara, că a zis că oricum că asistenta lui Mădălin Ionescu e blondă. Ok. Le ghicește pe toate, doamne, Carmen Hara. Mihai Trăistariu! Two thousand years after the big
to life and hope. Our story begins with Mihai, a great superhero of the planet MNT8. He has gone on a travel adventure through the universe in search of happiness. Thank you.